Bună ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit două tipuri de pizza. Pizza cu bacon și legume și pizza cu ton și prosciutto. Vă prezint ingredientele necesare. Prima variantă de pizza va conține bacon, prosciutto, brânză, dovlecel, roșii cherry, ceapă, ardei gras, cașcaval ras, pătrunjel uscat, ketchup sau pastă de bulion aluat pentru pizza. Cea de-a doua variantă de pizza aluat pentru pizza, ton, roșii cherry, prosciutto, măsline negre, ce le-am tăiat rondele, cașcaval ras, pătrunjel uscat și pastă de bulion. Vom încălzi cuptorul la o temperatură de 200 de grade. Vom desface aluatul pentru pizza, pătrunjel uscat sau oregano, bucățele de brânză, prosciutto, măsline negre și ton. Cașcaval ras. Țină ceapă verde, pătrunjel uscat. Cea de-a doua pizza, pizza de bacon. Într-o tavă vom adăuga aluatul pentru pizza, pasta de roșii sau ketchup, prosciutto, dovlecelul, puțină ceapă verde, bucăți de bacon, cașcaval ras, ardei gras, din nou bacon, puțină ceapă, măsline, roșii cherry, din nou cașcaval. Am scos prima pizza din cuptor. Mie îmi place pizza foarte crocantă. Am lăsat-o timp de 15 minute. Am scos și cea de-a doua pizza din cuptor. Am lăsat-o timp de 20 de minute. O voi adăuga pe un platou, la fel ca și pizza cu ton. Așa arată pizza cu ton atunci când o veți servi. Iar așa arată pizza cu bacon și legume. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.